Dumneavoastră care căutați pe Domnul, veselă să vă fie inima și să măriți prin laudele dumneavoastră sfințenia Lui. Amin. Fraților, este o zi măreață, este o zi de sărbătoare. Poporul care n-are sărbători este un popor de robi. De aceea Dumnezeu, după ce și-a eliberat poporul din robie, a instituit o sărbătoare săptămânală, 5 sărbători anuale, la care s-a mai adăugat pe parcursul istoriei 2, după 6 ani, un an de sărbătoare și la 49-50 de ani, 2 ani de sărbătoare. Și sărbătoarele au rolul acela de a ne pregăti pentru cer. Ca și postul, ca și rugăciunea, ca și cântarea, ca și toate celelalte slujbe care le facem în casa lui Dumnezeu. Zi de sărbătoare, zi în care Domnul Iisus Hristos a intrat în orașul religiei, în orașul Ierusalim, manifestându-și regalitatea sa mesianică. Cu o seară înainte a poposit în Betania, s-a sculat de dimineață, a admirat răsăritul frumos de soare, s-a admirat superba creație pe care tot el o făcuse, s-a rugat, a trecut în revistă tot ceea ce urma să se întâmple și să facă în ziua aceea și deși știa că dincolo de deal nu-l așteaptă osanalele din ziua aceea, ci îl va aștepta tot ceea ce noi știm că s-a întâmplat în zilele acelea, în săptămâna aceea. Dar a plecat hotărât la drum ca să împlinească tot ce trebuie împlinit ca să aducă pentru noi o mântuire desăvârșită, o mântuire glorioasă și o mântuire eternă. Slăvit să fie numele Lui. Amin. A ajuns pe vârful muntelui Măslinilor și cred că a privit cu duioșie și cu un anumit sentiment toată cetatea aceea frumoasă, înțesată în acele zile de oameni, nu? A Ierusalimului și cei veniți aici. A început pogorârea, coborârea spre cetate. La 150 de metri pe partea stângă a trecut pe lângă mormântul lui Hagai și al lui Maleahi. Probabil și-a adus aminte de ceea ce a spus Dumnezeu prin Hagai. Eu rămân credincios legământului care l-am încheiat cu voi. Și s-a amintit de ceea ce a spus profetul Maleahi. Eu nu mă schimb, de aceea voi, casa lui Israel, nu ați pierit. A ajuns la 200 de metri și acolo Iisus s-a oprit și a plâns pentru Ierusalim. Și dumneavoastră știți că acolo astăzi este biserica, Domnul a plâns. Dar ce s-a întâmplat, de ce a plâns, știm, pentru ceea ce știa că se va întâmpla cu Ierusalimul. Dacă îl faci pe Domnul Iisus să plângă, vei ajunge de plâns. Ierusalimul a făcut pe Domnul Iisus să plângă și a ajuns de plâns. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca noi să-i facem bucurie, nu? Și atunci El ne va duce în bucurie, glorie Lui. Mulțimile s-au dezlănțuit în a-L primi ca pe un rege. Au înghebat în grabă o sărbătoare și s-au unit cei ce veneau în urmă, cei ce erau în Ierusalim, pentru că entuziasmul este molipsitor, așa cum de altfel și plictiseala este molipsitoare. Dar, stimați frați și surori, noi trăim o altă perioadă istorică. Noi trăim perioada istorică în care noi ne pregătim să intrăm în Ierusalim. Domnul Iisus a spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Sfântul Apostol Ioan, convocat la al treilea cer, spune în Apocalipsa 21, am văzut un cer nou și un pământ nou și cetatea Ierusalim pregătită ca o mireasă pentru mirile ei și în Apocalipsa 21 și 22 o descrie și după ce descrie, atât cât se poate reda în cuvintele slabe omenești, din frumusețea dincolo de imaginație, de imaginația noastră a cerului, face precizarea, nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună.
Și în capitolul 22 continuă descriind acea frumusețe și apoi face precizarea: ferice de cei ce spală hainele ca să intre pe porți în cetate, afară sunt cei păcătoși. Fraților, acum cum ne pregătim pentru intrarea în noua cetate? Ierusalimul nu a făcut o pregătire din timp pentru primirea Domnului Iisus, dar Domnul Iisus face o pregătire pentru noi. Dar noi trebuie să ne pregătim pentru a intra în acea cetate. În primul rând, primindu-L pe Domnul Iisus Hristos. În ziua aceea au intrat în Ierusalim împăratul împăraților și reprezentantul împăratului omenesc. Dinspre răsărit a venit Domnul Iisus Hristos și din apus, de la Cezarea, a venit Pilat, reprezentantul puterii romane, pe care dintre ei doi îl va alege populația Ierusalimului. Ca să nu mă lungesc, aș vrea să vă spun că Pilat s-a dovedit a fi un politician deosebit de dibaci, încât așa a condus desfășurarea procesului, încât la un moment dat, în finalul procesului, preoții cei mai de seamă, și nu numai ei, au zis: noi n-avem alt împărat decât pe Cezar, extraordinar. Păi ei care nu visau altceva decât să scape de sub cisma urât mirositoare a romanilor, de data aceasta declară: noi n-avem un alt împărat decât pe Cezar. L-au ales pe Cezar și ce le-a dat Cezarul? Știm. Și știm ce le-ar fi dat Domnul Iisus. Deci, în primul rând, ca să poți să te pregătești pentru intrarea în Cetatea Sfântă, trebuie să-L alegi pe Domnul Iisus Hristos. Este o frumoasă cântare a noastră care spune: Iisuse, dintre toți te aleg, dintre toți te aleg mereu, în orice zi, în orice clipă, căci Tu ești viața sufletului meu și harul care mă ridică. Te aleg mereu, te aleg mereu, Iisus, Mântuitorul meu, te aleg mereu. Iisuse, aleg de plin cărarea Ta din miile de căi din lume și vreau să merg pe ea cât m-ar costa, dă-mi Duhul Tău să mă îndrume. Cine-L alege pe Iisus, alege viața. Căci în 1 Ioan 5,20 ni se spune că El este Dumnezeul adevărat și viața veșnică. Nu? Domnul Iisus a biruit moartea, dar nu numai propria Lui moarte, ci Domnul Iisus Hristos a biruit moartea ca fenomen cosmologic și ne dă nouă extraordinară șansă ca să putem să ieșim biruitor și moartea biologică să nu facă altceva decât să ne ducă în cerurile glorioase. Dacă L-am primit pe Domnul Iisus, atunci trebuie să Îl slujim pe Domnul Iisus. Sfântul Apostol Pavel, mânat de Duhul Sfânt, pune în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9: v-ați întors de la idoli, v-ați întors de la păcat, la Dumnezeu, ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Aici spune că s-a întâmplat două lucruri. V-ați întors la Dumnezeu ca să-L v-ați întors de la păcat la Dumnezeu ca să-L slujiți pe Dumnezeu și să așteptați pe Fiul Său. Acum cum facem? Într-o zi slujim, într-o zi L-așteptăm? Sau Îl așteptăm slujind? Domnul Iisus spune în Matei 24: ferice de acela pe care venirea stăpânului îl va găsi slujind. Deci, fraților, Îl așteptăm pe Domnul Iisus slujind. Nu uitați că, în primul rând, noi avem nevoie să slujim. Pentru noi. Nu munca are nevoie de noi. Noi avem nevoie de muncă. Pentru că munca ne formează personalitatea noastră. Și Biblia spune în Apocalipsa 22, după ce descrie cetatea Ierusalimului, că robii Lui îl vor sluji.
Și pentru ca slujirea noastră să fie eficientă, pe lângă ceea ce am auzit minunat din 1 Corinteni, capitolul 13, din evenimentul, cum îl descrie Evanghelia, intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, mai descoperim câteva lucruri. Mergeți în satul dinaintea voastră. Fraților, slujirea este înainte. N-am întâlnit aici, dar dacă mergi în Europa de apus, la bisericile din diaspora, acolo tot mereu zic, la noi era așa, la noi în țară era așa, în biserica noastră era așa. Ziua marilor oportunități pentru lucrarea la Dumnezeu este înainte. Și pentru aceasta Dumnezeu dă o viziune bisericii. Și această viziune de obicei o dă pastorului, liderului, conducătorului bisericii. O biserică nu poate avea mai multe viziuni, că se face o dezbinare, nu? Este o viziune și apoi trebuie să fie o cooperare, o colaborare. Iisus a trimis câte doi. Domnul Iisus ne unește și ceea ce ne unește e că știm clar care este viziunea bisericii și că toți căutăm să ne aducem aportul nostru la realizarea viziunii bisericii. Și dumneavoastră aveți o viziune extraordinară care vă face să aveți ceea pe care Goga îi descria ca fiind spiritul de jertfa societății, resortul însuflețirii unui neam sau unei biserici, tineri și copii. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și mai este ceva care ne poate uni. Gabriel Liceanu, marele filozof, vorbind cândva despre faptul că poporul român s-a dezbinat rău, spunea că în zilele Revoluției poporul era urât, era unit și ceea ce îi unia era ura pentru aceeași persoană. Pentru că toți îl urau pe tovarășul, așa, a unit poporul. Dar este altceva care ne poate uni. Iubirea pentru aceeași persoană. Și acela este Domnul nostru Iisus Hristos. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată ființa ta. Când toți îl iubim pe Domnul Iisus Hristos și vrem să-L slujim pe El și știm care este viziunea bisericii și suntem gata să ne aducem aportul la împlinirea viziunii bisericii, aceasta duce la unitate. Și unde este unitate, este și putere. Glorie lui Dumnezeu. Apoi, fraților, Domnul Iisus Hristos folosește lucruri împrumutate. Nu? Un măgăruș, camera de sus, mirul de nar curat, care a fost foarte scump, ramuri de fânii care erau foarte ieftine, lucruri scumpe, lucruri ieftine, lucruri mari, lucruri mici, dar Domnul poate folosi și lucrurile ieftine și lucrurile mici pentru a face mari lucrări. Glorie Lui! Și orice lucru care merită să fie făcut, merită să fie făcut bine. Așa să ne ajute Bunul Domn. Încă un lucru aici, la cotitura drumului. Ce mergeți, dezlegați măgărușul, găsiți la cotitura drumului. Câteodată mai trebuie să facem câte o cotitură. Așa, în viața noastră, bună, în viața noastră, în slujirea noastră. Și sărbătorile de obicei ne fac să ne cercetăm și să facem câte o cotitură în slujirea noastră. Și bineînțeles, lucruri dezlegate, nu? Lucruri dezlegate, dezlegați-l. Ca să practicăm, să lăsăm dezlegarea, printre altele, Dumnezeu a dat zeciuiala, nu? Te poți desprinde de a zecea parte din venitul tău ca să-l dai în lucrarea lui Dumnezeu după ce poate ai muncit o lună întreagă, nu? În al treilea rând, curățirea templului. L-am primit pe Domnul Iisus Hristos, îl slujim pe Domnul Iisus Hristos, știm că vom sluji și noua creație, ne pregătim pentru slujirea de acolo. În al treilea rând, Domnul Iisus Hristos a făcut curățirea templului, nu? Știm de ce și cum, dar mult să miră cum de a avut Iisus din Nazaret atâta forță, atâta îndrăzneală, încât să se ia la bătaie cu capii spirituale ai poporului Israel, cu oamenii de afaceri, nu? Ce țin oamenii mai mult la afacerile lor? Eu cred că era manifestarea forței spirituale a Domnului Iisus Hristos.
Viața lui curată făcea ca din Domnul Iisus să emane o forță spirituală extraordinară. Când s-a dus în grădina Ghețimani și au vrut să-l prindă, să-l aresteze, și Domnul Iisus le-a ieșit înainte și a zis: eu sunt. Ce spune acolo Ioan? S-au dat înapoi și au căzut jos. De ce? Forța spirituală. Se spune despre Finei că atunci când trecea printre muncitorii unei fabrici unde mergea să țină predică, muncitorii din imediata lui apropiere cădeau jos. Viața lui sfântă, dedicată a lui Finei, făcea să se emane din el o forță spirituală. Viața sfântă e o viață de mare putere. Și bineînțeles râvna, nu? Râvna pentru casa Domnului. Fraților, așa cum am auzit în Corinteni, ni se spune că astăzi trupul, și eu cred că în capitolul 3 se referă la trupul bisericii, ca fiind templul Duhului Sfânt, și în 1 Corinteni 6, versetul 19-20, se referă la trupurile noastre. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Nu? Și atunci trebuie să ne curățim templul. Dumnezeu, care știe tot ce se întâmplă în universul acesta, El știe ce se întâmplă în lumea de sus și știe ce se întâmplă în lumea de jos. El știe ce bătălii se dau în lumea spirituală între forțele binelui și forțele răului. El știe ceea ce se va întâmpla în viitor cu biserica Lui, cu poporul Lui. Deci Dumnezeu, care știe totul, ne spune: vă spun vouă, pământenilor, că cel mai bine pentru voi este să vă sfințiți viața. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu. Amin? Cel mai necesar și cel mai bine. Sfințenia este datoria fiecărui om, să fim de sfinți și să cântăm slavă celui ceresc, spunea Maica Tereza. Iar în Evrei 12:12 ni se spune: urmăriți pacea și sfințirea, și cum continuă? Fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Fratele Wulbrand spunea că biserica nu este o societate de sfinți perfecți, ci de candidați la sfințirea perfectă. Biserica nu este o societate de sfinți perfecți, spunea fratele Wulbrand, ci de candidați la o sfințire perfectă. În 2 Corinteni, capitolul 7 și primul verset, ni se spune... Dați-mi voie să deschid. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Așa că fiecare dintre noi să ne analizăm gândurile noastre, obiceiurile noastre, preferințele noastre, activitățile noastre și cât din ceea ce suntem și din ceea ce facem este sfânt. Poate fi calificat ca fiind sfânt. Avea un obicei, spune Ioan în capitolul 11, iudeii, ca înainte de Paști să meargă din timp să se curățească. Ceea ce la ei poate era un ritual exterior, ar trebui sărbătoarea aceasta, cele care vin, să ne determine pe noi să ne curățim și trupul nostru, și sufletul nostru, și duhul nostru. Noi, luminați de Duhul Sfânt și cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, detectăm păcatul, îl mărturisim, iar Hristos este acela care ne curăță, nu? Care ne curăță. Fie slăvit numele Lui! Odată ce ați fost izbăviți de păcat, v-ați făcut robi al lui Dumnezeu și aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică. Care este oare motivul pentru care Dumnezeu ne poruncește ca să fim sfinți? Ar fi mult de spus, dar vreau să spun o singură idee. Știți de ce? Pentru că El precizează, pentru că eu sunt sfânt. Nu numai nouă trebuie să ne placă să trăim o veșnicie lângă Dumnezeu. Și lui Dumnezeu trebuie să-i placă să trăiască o veșnicie lângă noi. Și nu e așa că sunt persoane lângă care nu-ți place să stai? Aveam o colegă de serviciu săracă, avea boala asta, mirosea transpirația și
N-am văzut-o niciodată zâmbind, că toți o criticau și ziceau, eram birou vecin când lucram la stat. Nu? Mirosea urât. Sunt oameni care vorbesc atât de mult că te epuizează și nu-ți place să călătorești cu ei, nu? Deci sunt unele persoane, sper să nu fie predicatorii, așa, sunt unele persoane, fraților, care nu-ți place să stai lângă ele. Deci, Dumnezeu zice, fiți sfinți, pentru că noi trebuie să stăm lângă El o veșnicie. Vom sta. Iată cordul lui Dumnezeu cu oamenii. Dar și Lui trebuie să-i placă să stea o veșnicie lângă noi. De aceea rugăciunea noastră trebuie să fie uneori, Doamne, transformă-mă în acea fel de persoană lângă care Ție să-ți placă să trăiești o veșnicie întreagă. Eu sunt Domnul care mă sfințesc. Păi dacă Domnul Iisus Hristos este în noi, atunci noi nu putem să fim decât sfinți. Și vom fi sfinți în măsura în care ne umplem de Domnul Iisus Hristos. Hristos cel întrupat să trăiască în inimile noastre prin credință. Efeseni 3:10. Și cuvântul cel întrupat Hristos îl primim prin credință, iar cuvântul cel scris, care este viu, pătrunzător și lucrător, trebuie să-l adunăm noi, nu? Strâng cuvântul tău în inima mea, sfințește prin cuvântul tău și așa mai departe. Și în sfârșit, al patrulea lucru, după ce în Apocalipsa, capitolul 21, descrie în primele 6 versete creația nouă și cetatea Ierusalim, face precizarea. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Fraților, pe cine să biruiești? Ferdinand, regele, al doilea rege al României, după ce a luat decizia ca România să intre în primul război mondial împotriva nemților, a fost o decizie foarte grea pentru el, știți că era neamț, să intre în război împotriva țării lui, așa, s-a frământat mult, s-a opus mult, până la urmă a decis să intre în război, a zis așa, când a ținut discursul către națiune, vom birui pentru că m-am biruit. Vom birui pentru că m-am biruit. A te lupta cu tine însuți este lupta cea mai grea. Este lupta cea mai grea, nu? O inimă dezbinată este o inimă înfrântă. Până când vrei să-și căpătați de ambele picioare? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toate fibrele ființei tale. Să trăiești perioada aceasta de dezbinare a inimă, ba așa, ba așa, nu? Eu am trăit o perioadă și era să ajung la Siget, acolo merg numai unii bolnavi. Eram așa, să mă duc la Iași, să mă reduc la Iași sau să nu mă duc. Atâta m-am frământat, e bine să iei o decizie calculată, dar să o iei cât de repede. Și eu tot mă duc la Iași, mă reîntorc la Iași, nu mă duc la Iași. Până când soțiu a zis, băi băiete, ia odată o decizie, că nu se mai poate așa, nu? Asta v-am dat un exemplu. Fraților, cea mai grea luptă este lupta cu tine însuți. Să ai inima unită și centrată în Hristos. Domnul să ne ajute, nu? Și a te învinge pe tine însuți este biruința cea mai frumoasă. Apoi avem biruință cu vrăjmașii noștri, nu? Dacă lipsește vrăjmașul, atunci lipsește, desigur, și cununa biruinței. Căci nu poate fi vorba de biruință dacă nu este cineva învins, spunea Grigore de Nisa. Nu? Deci trebuie să avem dușmani ca să avem cu cine ne lupta și să ieșim biruitori. Nu? Și vom fi biruitori. Deci, ca să moșteniți aceste lucruri, ni se spune, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Și știți că în primele două capitole din aceeași minunată carte Apocalipsa, sunt 7 promisiuni la fiecare biserică și la fiecare și fiecare promisiune începe, cel ce va birui va.
cel ce va birui va mânca din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Cel ce va birui nici de cum nu va fi vătămat de moartea a doua. Cel ce va birui voi da să mănânce din mana ascunsă. Cel ce va birui va stăpâni peste neamuri. Cel ce va birui nu-i voi șterge numele din cartea vieții. Și toate celelalte promisiuni mari și scumpe. Stimați frați și surori, promisiunile lui Dumnezeu nu sunt un divan, o canapea pe care să stăm tolăniți. Promisiunile lui Dumnezeu sunt un brâu cu care să ne încingem pentru luptă. Nu? Și trebuie să purtăm lupta aceasta și dacă Hristos este noi, vom fi biruitori. Iisus este, Iisus a fost, Iisus va fi pentru totdeauna biruitorul, glorie Lui. Și biruința Lui poate fi și biruința noastră. Roman, capitolul 8, versetul 37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă zidire sau făptură, dacă mai este cumva, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus, Domnul nostru. Și în 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 27, ascultați vă rog, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Iisuse dintre toți te aleg mereu. Dacă l-am ales pe Domnul Iisus Hristos, dacă El a devenit mântuitorul nostru, împăratul nostru, nu uitați, Biblia ne spune că El este și neprihănirea noastră, El este și slujirea noastră, El este și sfințirea noastră și El este și biruința noastră. Hristos în noi înseamnă sfințirea noastră, Hristos în noi înseamnă nădejdea slavei. Și atunci vom avea acea bucurie negrăită și exprimabilă în cuvinte omenești, de a trăi clipa aceea supremă când vom intra în noua creație, în noua cetate. Când vom intra pe tale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul fiva plin de osanale spre slava celui purul drag și sfânt. Uimiți de atâta sfântă mărăție, scăpați de lutul ce ne-a frământat, în veci de veci cântavăm numai ție și sângelui ce ne-a răscumpărat. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucru Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Amin.